Conform noilor prevederi ale codului de procedură fiscală, persoanele care desfășoară activități independente vor plăti contribuții mai mari la bugetul statului. Aduce noutăți atât pentru persoane fizice care desfășoară activități independente, cum sunt contabili autorizați, experți contabili, evaluatorii, medicii, jurnaliștii, exact. Dar medicii și pentru sunt persoane, bugetari, stați un pic. Nu, medicii care desfășoară activitate pe cabinet propriu. Pe cabinet propriu. Exact. Dar și celelalte categorii de persoane fizice autorizate, începând cu anul acesta, vor trebui să plătească contribuția la asigurările de pensii. Este obligatoriu plata acestei contribuții. Până acum, dacă erau angajați în altă firmă, să spun, într-o firmă și plăteau, aveau un contract de asigurări de pensii, contract de pensii. Da. Le mergea vechimea, le mergea tot în continuare, nu trebuia să plătească decât la acea firmă unde erau angajați ca salariați. Acum, indiferent dacă este deja salariat sau nu, va trebui să plătească o cotă de... Bun, și va plăti mai mult ca până acum? Păi până acum se plătea sau la minimum pe salariu minim pe economie sau la o valoare pe care și-o alegea persoana respectivă. De acum se plătește la venitul net. Deci, prin modificarea acestor cote de contribuție se urmărește uniformizarea lor. Categoriile acestea erau exceptate de la plata asigurărilor pentru pensii. Acum se încearcă, de fapt, de mai mulți ani, tot încearcă uniformizarea contribuțiilor. A contribuțiilor și de aceea. Haideți să luăm în detaliu. Nu mi se pare corect, dar în fine. Să luăm în detaliu. Da. Deci, o asemenea persoană, ce are de achitat la bugetul statului? Până în 2015 trebuia să achite impozitul pe venitul net și asigurările de sănătate. Din 2016 începând, va trebui să plătească în plus și asigurările de pensii. Aceste asigurări pot fi în cotă de 10,5% dacă dorește, cum ar veni, o asigurare parțială, sau dacă dorești asigurarea completă ca orice salariat, mai plătești încă 15,8, deci 25,3%. Conform legislației, veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere. Sunt considerate activități independente veniturile câștigate din exercitarea profesiilor medicale de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat sau arhitect. Veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenție, desene și modele, mărci de fabrică sau drepturi de autor.